Ia cu. Da, da, sigur. Îți da drumul? Bună, da, da, da. Deschidem ședința cu ordinea de susținerea publică și evaluarea de doctorat cu titlul, modalități de eficientizare a managementului serviciilor publice, regim. Nu, nu. Eu le bine. Nu, chestia. Ceva cu bâine. Gata, gata, gata. Gata. Contribuții privind perfecționarea managementului resurselor umane, serviciile publice comunitare în rezidența persoanelor, elaborată de domnul Tănase Adrian Relu, în domeniul fundamental științei economice domeniale, prin următorul științific profesor universitar dr. Mohamad Jaradat. Comisia este formată din conducător științific profesor universitar dr. Mohamad Jaradat, referenți profesor universitar dr. Ion Papa, profesor universitar dr. Cosmin Dobrin, profesor universitar dr. Ion Turgaru și subsemnată Lei Andrea Popescu în calitate de președinte. Vă dăm cuvântul, deja știți, aveți 14 minute. Mulțumesc frumos, doamna profesor. Lei Popescu, mulțumesc mult. Bună ziua, bine ați venit. Adrian Tănase, mulțumesc. Și încerc să vă uimesc în următoarele 14 minute cu subiectul care deja a fost enunțat. O să vă citesc motto care de fapt e firul roșu al întregii lucrări. Grandura sau decadența instituțiilor publice depinde numai de oamenii care le creează, le populează sau le profesează. Cum sunt oamenii, așa sunt și instituțiile. Restul este retorică. Maestru Ion Dereanu, școala de drept de la Cluj, din păcate ne-a părăsit de un an și ceva, dar rămâne, în opinia mea și a multor oameni, unul din marii specialiști în materia dreptului, zic eu, din toate, din toate timpurile. Titlul a fost renunțat. Vreau să vă spun în capul locului că vin din perspectiva de manager a unui astfel de serviciu. Sunt director executiv ajuns în cadrul serviciului de evidență personală din Buzău. Și pornind de la această experiență, în 2002, practic, desfășoară activități în materie de stare civilă și evidența persoanelor, am adunat niște probleme reale din sistem. Teza admit că este destul de critică, dar și foarte, foarte aplicată și foarte reală, pentru că sunt chestiuni care merită a fi asupra cărora aminte să le îndreptăm atenția și pe care trebuie să le corectăm dacă dorim ca lucrurile să se îndrepte semnificativ. Structura tezei este vorba despre 8 capitole pe care le vedeți afișate. Un prim capitol introductiv, resursele umane și organizațiile. Al doilea capitol, managementul cariere profesionale ca structurilor specializate. Capitolul numărul 3, profilul psihologic al managerilor din serviciile analizate. Capitolul 4, nu putea lipsi evident comunicarea, fiind un domeniu extrem de vast și de important și în materia pe care o supunem analizei în fața dumneavoastră. Și din capitolul 5 până în capitolul 8 este vorba de 3 studii ampe de caz. Studiile mele de caz se întinde aproape 200 de pagini. Capitolul 5, managementul perfectivilor, coordonării metodologice și al aplicării unitare a legislației de specialitate în activitatea serviciilor publice de evidență a persoanelor. Capitolul 6, analiza sprijinului, îndrumării și a controlului metodologic realizat de DPAVD, probleme și soluții. Capitolul 7, necesitatea unui cod de bune practici. Și capitolul 8, managementul perfectibil al implementării schimbărilor planificate ocazionate de introducerea actelor biometrice de identitate. Primul capitol, evident, că vizează chestiuni de ordin introductiv, cu privire la principiile managementului în general. Aplicabilitatea acestor principii, cu grad de generalitate maximă, dacă vreți, și în cadrul serviciilor analizate, pentru că domeniul, așa cum evoca foarte bine și domnul profesor Popa, e altceva. Managementul public e totuși un pic altceva decât managementul în general. Dacă Peter Drucker spunea că managerul este sau lider și cu versus management, a face ce trebuie sau cum trebuie, managerul având o larghețe mult mai mare, o marjă de eroare mult mai mare, în sensul de a putea să ia deciziile pe care le consideră cele mai oportune, în domeniul public lucrurile stau cu totul altfel, după cum știți, un domeniu formalizat, puternic reglementat, și de aici vin și constrângerile managerilor care activează aici și a funcționarilor care își desfășoară activitatea în această materie. Nu poți să faci chiar ce vrei, măcar din motivul că există bariere, există granițe de ordin legal care te produce în diferite forme ale răspunderii, de la penal, civil, disciplinar, material, după caz. Deci faci ce trebuie, cum trebuie, dar granița lege, dacă permiteți să-l completez pe marele criterii de dreapă. Al doilea capitol, managementul carierei în cadrul structurilor specializate. Aici e o chestie atipică,
care s-a întâmplat la momentul înființării acestor servicii, în sensul că avem atât polițiști detașați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în cadrul acestor servicii, este și cazul subționatului, cât și funcționarea angajației primăriilor. Aceste servicii s-au descentralizat, au plecat de la Ministerul de Interne, au ajuns în ghilimele în curtea primăriei. Cu două categorii de personal, cu două salarizări diferite, dar care trebuie să atingă aceleași obiective și trebuie, cu calitatea de manager, să le repartizăm echitabil și la sarcinile de muncă. E foarte greu. E foarte greu să realizeze acest deziderat. Deci am analizat la carieră, în sinteză așa, atât cariera polițiștilor detașați, care este distinctă, deci și cariera în aceste structuri este diferită. Funcționarul public are, există niște reglementări legale, pentru polițiști există alte reglementări legale. Acești colegi trebuie să coexiste în îndeplinirea acelorași obiective de muncă specifice. Capitolul 3, un capitol interesant, profilul psihologic al managerilor din cadrul acestor servicii, am îmbinat permanent elementele de natură teoretică cu cele practice regăsite în cadrul acestor servicii, din calitatea, așa cum am evocat la început, de practice. Probabil că pentru cele mai importante calități ale acestor manageri se numără personalitatea, dacă vreți, forța de a nu aplica principiul capul plecat, sabia nu taie, mi se pare important. Și foarte puțin reușesc acest lucru. Puterea de a spune nu abuzului, atunci când el ți se transmite într-o variantă sau alta, printr-o cale sau alta. Rezistența la stres, puterea de a lua decizii în timp foarte scurt. Cel puțin la nivelul serviciului local unde activez eu, șansa de a gândi foarte mult este scurtă. Cetățeanul vine, depune niște documente, tu trebuie să spui sunt în regulă sau nu. Dacă nu le primești și le sunt în regulă, omul se duce și este reclamă. Dacă le primești și nu sunt complete, vor veni alții care te vor controla și o să spună că nu sunt în regulă. Ori din această dilemă, vorba lui noi, cum nu putem ieși. Dacă nu suntem pregătiți din perspectivă și profesională, dar și a calităților de natură psihologică pe care trebuie să aibă atât managerii cât și subordonați. Capitolul 4. Un capitol foarte, foarte important, referitor la comunicare, pentru că n-avea cum să lipsească comunicarea pe toate palierele sale. Există comunicare și în interiorul organizației între manageri și subordonații săi, dar există comunicare și între persoane care desfășoară activități de lucru la ghișeu și cetățeni. Există permanent comunicarea care trebuie îmbunătățită, atât intern cât și extern, vertical și orizontal, cu toate liniile. Și de aici, de fapt, intervin și toate problemele pe care le-am identificat. Din capitolul 5, practic 4 capitole, aproape 200 de pagini, urmează un altul studiu de casă. Coordonarea metodologică și aplicarea unitară a legislației. Nu v-am spus din capul locului, această activitate este organizată pe 3 nivele. Este vorba de un nivel local, este vorba de un nivel județean, care coordonează activitatea la nivelul unui județ întreg a acestor servicii locale și este vorba de un nivel național, în care se coordonează metodologic întreaga activitatea celor 542 de servicii care sunt înființate până acest moment în România. Ei, dacă aceste trei nivele nu funcționează foarte bine, se întâmplă fel și fel de probleme care sunt merită activate în dezbatere, chiar în fața dumneavoastră, și corectate sau îmbunătățite într-o formă sau alta. Capitolul 6, analiza sprijinului, îndrumării și controlul metodologic. Deci, în capitolul 5, a fost un prim studiu de caz referitor la acest chestionar. Am întrebat 150 de șefi de servicii, 450 de subordonați și 1250 de cetățeni în problematica specifică evidenței persoanelor pe două mari paliere. Chestiunea comunicării în organizații și dacă există o comunicare care se poate perfecționa, dacă există îndrumări neclare, evazive, ori chiar mai grav, adică ilegale, pentru că aici e un punct extrem de contundent al activității desfășurate și a rezultat că există astfel de chestiuni. Eu nu m-am oprit la acest studiu întrebând niște colegi de-ai mei din țară, pentru că oamenii sunt mai rezervați uneori, chiar dacă nu și-au asumat prin semnătură chestionarul, nu vor să-i doară capul, să ajunge la alte nivele și să aude, domnule, a făcut cineva un doctorat și ne-a demonstrat că sunt niște probleme. Cred că România e țară de probleme și ar trebui să găsim soluții la aceste probleme. Nu de probleme trebuie să ne temem, ci de identificarea soluțiilor, de forța de a le pune în practică. Deci am depășit cadrul obișnuit al unei cercetări doctorale în care nucleul studiului de caz este acest chestionar, care s-a realizat și el, și rezultatele sunt semnificative, validează cele 8 ipoteze enunțate și am mers mai departe. Dom'le, chiar există probleme de comunicare, chiar există îndrumări neclare, evazive, chiar există ordine vădit ilegale, da.
Răspunsul este categoric da, se regăsește în capitolul 7. Necesitatea unui cod de bune practici. Nu, capitolul 6, pardon. Am identificat, deci dincolo, după trecând de chestiune, am trecut la linia a doua de cercetare, am identificat 70 de probleme. O să poată să spună cineva, domnule, dar de ce ai luat atât de multe? Eu spun, aș fi putut lua 150 sau 50. De fapt, ce am vrut să demonstrez? Nu sunt întâmplătoare chestiunile pe care le-am scris în teză. Este, practic, se constituie astăzi, într-un veritabil, nu știu să vă zic, varianta poetică, modus vivendi, sau vă zic, varianta din dreptul penal, modus operandi, depinde ce doriți să luați. În același înțeles. Practic, așa se conduce această activitate la nivel național, număr mic de oameni de la nivel central, problemele foarte multe care există în sistem, în ansamblu sau internațional, numărul mic de specialiști care au mai rămas la nivel central, generează acest tip de abordare. Am venit cu 70 pentru că e un număr semnificativ, le găsiți și în anexe în teză, dacă observați teza, e peste 400 de pagini, sunt 420 de pagini cu anexe cu tot, am depășit cu mult nivel acceptat al unei teze de doctorat, tocmai ideea nu de a demonstra nimic altceva decât că trebuie să schimbăm ceva în bine. E important să înțeleagă asta. Având atâtea probleme identificate în teză și mult mai mult în practică, evident că trebuia găsită și o formulă, o soluție sau niște soluții la aceste probleme. Eu am vorbit despre, în capitolul 7, despre necesitatea unui cod de bune practici. Acest cod de bune practici, care încă nu există în acest sistem, ar uniformiza practica administrativă și am aplicat legislația de specialitate la modul cu adevărat unitar. Toți vorbim de unitar, dar s-a ajuns să nu se mai aplice aceeași lege în cadrul acelui serviciu, adică dacă intri în două birouri distincte, pe aceeași speță, doi colegi aplică diferit. Cred că suntem, în primul rând, cetățeni, n-ar conveni să obținem actul de identitate în funcție de norocul pe care îl avem și la ce coleg pe care l-am ghișit eu. Cred că asta e inacceptabil într-o instituție publică. Au ajuns oameni să-și schimbe domiciliul în alte localități, mai blânde, în ghilimele, cu cetățenii, pe același fond legislativ. De lege la a fost conjuriști, a fost în vigoare. Și în ultimul, nu în ultimul rând, a treia direcție de cercetare, Andra, pe care am realizat-o peste 50 de pagini, managementul perfectibil al implementării schimbărilor planificate ocazionate de introducerea actelor biometrice de identitate. Aici vorbim despre faptul că ne chinuim de 14 ani să facem marea carte biometrică, știți, legendele de pe internet, 6-6, cartea dracului și așa mai departe, care nu s-a mai întâmplat nimic cu ea. Practic ne propune permanent. E ca România care vrea să mai bată pe cineva la campionat. Tu va mai reuși după AGI, fotocul, dar noi totuși ne propunem. E cam așa s-a întâmplat și cu cartea electronică. Să cităm din Marele Eminescu, era pe când nu s-a văzut, nu s-a zărit. Adică anul 2002, când s-a adoptat primul normativ de interes, azi o vedem și nu e. Nu e pentru că avem și explicația de ce nu e și o să vă spun imediat. Ipotezele, este vorba despre 8 ipoteze pe care le-am lăsat, cu toate confirmate, pe cele 3 mari direcții de cercetare. Primele, pe comunicare. Comunicarea scrisă dintre DEPAVD, fiind structura centrală. Direcțiile județene și serviciile locale se situează la nivele foarte aplicate sau poate fi semnificativ îmbunătățit. Există îndrumări metodologice emise de nivelul central, neclare, evazive, interpretabile, lipsite de conținut orvădit ilegale, conduc acestea la aplicarea neunitară a legii în activitatea specifică. Există diferențe semnificative de înțelegere a problemelor de muncă între serviciile locale, județene și nivelul central. Există obiective stabilite la nivel central care nu respectă principiile unui management performant, eficient și eficace. În cadrul activităților de control se pune mai mult accent pe sprijin, îndrumare sau control și coerciții. Și acum ultimele trei pe carte electronică, neimplementarea proiectului noilor acte de identitate biometrice în 14 ani, de la adoptarea primului act normativ de interes și neluarea unor măsuri concrete în această direcție, reprezintă un indiciu al managementului defectuos al schimbărilor planificate. Există riscuri pentru cetățenilor sistem cu privire la implementarea proiectelor normative de identitate biometrice. Și ultima, există prevederi legale adoptate cu privire la noile acte biometrice care pot fi semnificativ îmbunătățite până la momentul eliberării noilor acte de identitate. Direcțiile de cercetare deja vi le-am spus, cele trei, chestionarul, confirmă ipotezele integral, analiza peste 70 de probleme concrete, tot ce e scris în teză, sunt realități 100%, pe care dacă dați teza asta oricărui coleg de la starea civilă, nu doar probleme de evidență a persoanelor, fac această precizare, ci și probleme de stare civilă, pentru că serviciile astea sunt compuse atât din componenta de evidență, cât și cea de stare civilă. Ce am luat exemple din ambele mele. Iar a treia direcție, managementul schimbărilor planificate cu carte electronică de identitate. Cele trei direcții se confirmă în totalitate, există multe probleme de comunicare neclară,
De exemplu, există o problemă la Satul Mare. Că a fost asta a doua teză pe evidența persoanelor. Răspundem colegului de la Satul Mare, dar nu răspundem celor 548. Da. Deci, problema de comunicare. Există la Satul Mare un punct de vedere, pe un subiect. Subiectul e universal, valabil, la nivelul întregii țări. Răspundem doar acelui coleg? Nu răspundem și domnului Tănase. Domnul Tănase, dacă dă un telefon care o prietă la Satul Mare, află. Dacă nu, Dumnezeu cu mine. Și multe, multe alte chestiuni pe care le găsiți în teză. Am ajuns să reglementăm la nivel legal o chestiune de te umflă și râsul, de tipul afirmație și secunda de negație. Uitați, ceva de tipul de cetățenii români care au primit vârsta de 14 ani, deținători sau numai unui an de identitate, li se eliberează extrase multilingve. N-ai cum să spui deținători, adică să afirmi că trebuie să dețină act și secunda două sau nu le zic. Ca și cum dumneavoastră la procesul verbal spune domnul Tănase, se va acorda sau nu titlul și ca o consecință logică, noi, doctorații, vă vom invita sau nu să petrecem frumosul eveniment. Am zis să mai dețin un pic atmosfera ca să înțelegeți aberația de legiferat în astfel de chestiuni care se contrazic contradicție interministă. Da? Extraordinar. Trebuie să trec la concluzie, că nu mai lăsați deloc timp. Deci, concluzie, teza, deși e destul de critică, vine cu chestiuni reale. Cred cu adevărat că nu mai putem permite nivelul la, în calitate de cetățeni români și europeni să aplicăm legea după o reglie. Cred că nimeni nu mi-a crescut de lege cu adevărat și rigoarea trebuie să înceapă de sus în jos. Dar eu vin cu propunerea inversă. N-ai cum să mă controlez și să mă îndrum de la nivel județean sau central? Dacă n-ai meciuri în picioare, cum să spune limbaj fotbalistic, dacă n-ai văzut fotbalul de la firul ierbii. Deci tu n-ai cum să faci timpul sal spre funcție și să dai lecții unui om, tu n-ai, adică nu poți să fii următor de doctorat, dar tu n-ai trebuit la liceu. Ca să înțelegem despre ce vorbim. Deci sunt niște trepte pe care trebuie să le parcurgi obligatoriu ca să poți să îndrumi pe cineva. Deci joacă la meciul real, nu la doctor internet și vezi despre ce e vorba și atunci vei înțelege cum să îndrumi pe oameni mai bine și mai clar în activitatea desfășurată. Câteva concluzii, deci sunt probleme, aceste probleme au și soluții. Un grup de profesioniști trebuie să adune și să întocmească, să redacteze acest cod de bune practici. Acum, fiind lipsit de modestie, după 7 cărți publicate de specialitate și vreo 30 de articole, cred că aș trebui să emit și eu minime speranțe să fiu unul din componenții acestei echipe, dacă doriți, de redactarea acestui cod de bune practici, pe care de altfel eu chiar vreau să mă apuc să public o carte în direcția asta după susținerea doctoratului. Pentru calitatea deosebită a polițiștilor detașați, este bine să se prelungească prin legea această detașare și după anul 2017. Pentru că se fac niște detașări care se prelungesc prin lege, din 6-6 ani și la anul va expira și atunci resursa umană va fi oarecum destabilizată la nivel local și județean. Iar despre cartea electronică este o magnifică ficțiune, n-am făcut absolut nimic în 14 ani. Acel centru pilot este înființat doar la nivel teoretic, în 2 ani de zile n-a produs nici măcar o carte, primă carte biometrică de identitate. Dacă ne amintim în 2009, când au fost pașapoartele electronice introduse, s-au eliberat în centru pilot la județul Ilfov. Cetățenii din Ilfov chiar au beneficiat de acest nou pașaport, implementat întâi doar în județul Ilfov, la nivel pilot, și s-a generalizat experiența pozitivă la nivelul întregii țări. Noi ne asumăm în fiecare an acest obiectiv măreț, dar practic l-am tot amânat prin ordonanțe de urgență, și nu e nicio urgență. De la fundamentarea lui, că sunt multe falsuri. Este total minciună și această afirmație. Nu sunt falsuri multe. Sunt 50 de falsuri pe an din 2.300.000 de cărți de identitate. Adică 0,000 și un 1 în coadă. Credeți că statul român trebuie să investească 40 de milioane de euro pentru acest procent care, evident, în marja de eroare, 0, și ceva, suntem acolo la cantități neglijabile. De la insuficientă fundamentare până la lipsa de comunicare. Dacă uitați azi pe site-ul central, nu vedeți un singur comunicat pe tema cărții electronice. A existat unul depășit. La intervenția unui cetățean, să se actualizeze acel comunicat, ce credeți că s-a reușit în 8 luni de zile? Să se elimine de tot. Adică locuim comunicarea insuficientă cu comunicarea inexistentă. Adică comunicarea depășită, că acel comunicat era depășit, am anulat-o de tot. Păi dacă în 8 luni de zile n-am putut să redactăm câteva fraze, cred că vom face proiectul internațional, este o utopie. Deci, practic, trebuie schimbat ceva. Fundamental. Eu vin cu chestiuni concrete, am binat permanent teoria cu practica, nu mint pe nimeni, nu vreau să o cunosc poziția la nivel central, nu doresc decât bine acestui sistem și siguranța oamenilor pe care conduc eu și pe care, cu care interacționează în țară în general.
N-aș vrea să audă niciun fel de alte comentarii, că am venit să fautez pe cineva sau nu. Nu ăsta a fost scopul meu. Scopul meu a fost să îmbunătățim, să vedem dacă există probleme și să le îmbunătățim. Ce scuze că a durat foarte mult. Vă mulțumesc! Mă bucur că a vorbit o rândul foarte mult, ceea ce este specific și și fi la fel, după cum observați, și teza. Deci, în punctul meu de vedere, teza ar putea să fie rupta în două, să fie și două teze de doctorat. Mai fapt, cum vrea să știi vorbați, că multe vrea să știi să fie multe, vrea să facă cât se poate de mult să fie, să le cuprindă într-o anumitate. Realmente, dacă cred că m-ar fi ascultat anumite observații și ar fi adoptat, ar fi fost o teză perfectă din toate punctele de vedere. Și că și forma, dar și ce funcțiune. Asta nu înseamnă că trage în jos valoarea științifică a tezei, de puțină, care sunt foarte multe elemente, foarte multe lucruri care nu o să zică de noutate, de noutate și în titlul care cineva scoate în evidența deficiențele care există în sistem. E, are o structură logică, într-adevăr, prea lungă, prea multe lucruri, dar el a vorbit de resurse umane, a vorbit de cariera, este legat toată una cu alta, a vorbit de profilul psihologic și aici o să mă întorc să puntez ce se adresez cu o întrebare unui doctorand și după aceea a trecut la ceea ce a încercat el să scoată în evidență, ce înseamnă managementul perfectibil și cum poate să ducă la un anumit nivel, să zic, să fie așa de 542 sau 94 de unități, să devină perfectibile și unitară, să zic, în decizii ceea ce se întâmplă. Ați văzut că sunt aproape trei capitole care, să zic, de cercetare, mai multe jumătate din teza, în existența. Are cercetare și cantitativa, are și documentarea, analiza de document. Într-adevăr, e muncită teza. Muncită, el are oricum bine ca și specialist. E din domeniu, știe la punere, știe tot. Îl felicit pentru muncă de brusă, într-adevăr. Și întrebarea mea ar fi, totuși, putem face tablou complet. Cum crezi că ar fi mai performant pentru organizație, să fie eficiența și să aibă eficacitate și să aibă, într-adevăr, performanța. Acel lider sau acel manager al organizației respective, al unităților, să fie de proveniență civilă, deci cu studii manageriale, sau să fie de proveniență chiar să fie militară sau din cadrul Academiei de Poliție sau Studiilor de Poliție, în care se ocupă așa funcție de manager. Crezi că există oarecare diferență pentru performanța organizației? Asta cam întrebare care vreau să o adresez, dar de punct de vedere al experienței ce să fie obiectiv la răspunsul. Pentru că, de punctul meu de vedere, eu așa și puțin verb lucrurile, analizând nu numai multe teze, multe, să zic, lucrări științifice pe domeniu, cei care vin de Academiei de Poliție sunt cantonat. Deci așa, ca și plonele la cal, el atâta vede direcție, foarte rar iese din, deci, la modul real, care așa documentat. Este din anumite barieri, tot ce înseamnă bine, are, nu puteți, poate și elemente manageriale care sunt ok, performante, dar nu este din anumite bani. Și atunci, care ar fi punctul nostru de vedere să fie într-o unitate mai performantă, cu mare îndeplinire din partea civilă sau din partea, să zic, a studiilor militare sau cadrelor studiilor de poliție. Oricum, din punctul meu de vedere, structura îndeplinește toate condițiile de a fi susținută public, și a acordat titlul de doctor în timp de unul și până înainte în doctorantul de atelier al noastră. Câta noastră! Mă mulțumim, o altă teză pe sistemul public, redactată de către specialist, să zicem, în sectorul respectiv, dat fiind faptul că lucrează în domeniul acesta.
De această dată este vorba de serviciul public de evidență a populației și de particularități ale managementului resurselor umane în acest sector. E adevărat că, din punct de vedere al resursei umane, și dacă vorbim de serviciul public de evidență a populației, activitatea cea mai importantă o reprezintă cea de comunicare. Este ceea ce va, dacă ne uităm la teza doctorandului, înțelegem că aceasta este latura pe care el va încerca să o accentueze cel mai mult. Din punctul meu de vedere, dintre toate aceste elemente specifice managementului resurselor umane, partea de comunicare o regăsim atât în partea de teorie, cât și după aceea foarte mult în părțile aplicative. Pentru că inițial, de exemplu, văzând titlul, m-am gândit la care, când vorbim de managementul resurselor umane și de management în general, vorbim de foarte multe activități și atunci este extrem de greu la lor să le surprind pe toate. Și atunci am gândit pe care o să fie selectată și mi-am explicat prin faptul că vorbim de un serviciu specific că aceasta este într-adevăr relevant. În părțile teoretice ați abordat elemente care prin care ați încercat să demonstrați importanța serviciului public în general și a serviciului de evidență a populației. Și, așa cum spunea și domnul profesor Jaladar, coordonatorul științific, despre manager și profilul psihologic al acestora, apropo de partea de psihologie, și elemente de managementul carierei. Pentru că, cine ați menționat, sunt particulare în acest serviciu, dar fiind faptul că sunt două categorii de salariați acolo și vorbim, într-adevăr, de particularități în managementul carierei. Managementul carierei, care, iarăși, mă bucur că l-ați selectat, pentru că acesta, din nou, dă consistență temei dumneavoastră. Managementul carierei fiind prea puțin abordat din punct de vedere teoretic în țara noastră, dar cu atât mai puțin din punct de vedere practic. Foarte puțin companii, în general, pun accent pe managementul carierei, stabilesc un plan de carieră, stabilesc poziții profesionale succesive la care un salariat ar putea să aibă acces de-a lungul vieții active și să facă pe acesta să fie motivat și să simtă că aparține organizației și culturii respective. În serviciul public este cu atât mai important, dat fiind faptul că pârghiile de motivare, dacă ne referim la cele materiale, sunt destul de îngrădite în reglementări legale. Și atunci aș putea, într-adevăr, să găsesc alte modalități de motivare, cum ar fi un plan de carieră, prin care îl vede care ar fi pozițiile succesive și care ar putea să fie, la un moment dat, traseul său profesional, și posturile pe care le-ar putea deține la un moment dat. Așadar, vă felicit că ați introdus și lucrul acesta. Cu atât mai mult cu cât ne spuneați că sunt și elemente particulare aici. Acum vine partea aplicativă, care și eu cred că este exhaustivă, cum spunea domnul profesor. Cred că este chiar prea mult inserat acolo. Ați încercat, cred că, să folosiți dumneavoastră de toate. Domnul profesor, de altfel, ne spusese de când ne-a invitat la această teză de doctorat că aveți extrem de multe analize și aprecia lucrul acesta și că, într-adevăr, a încercat uneori să vi le canalizeze un pic mai bine, dar ați ținut atât de mult la propriile analize și la propriile păreri, încât ați vrut să le introduceți pe toate. Cred că era bine ca să ascultați mai mult de părerea domnului profesor, dar pe de altă parte vă apreciez și eu efortul și munca și vă felicit. Vis-a-vis de acest lucru, de faptul că ați dorit să introduceți atât de mult, s-a văzut de fapt și cât de mult suflet ați fost în prezentare. Într-adevăr, vorbiți mult și bine, surprinzător pentru profesia surprinzător. Fac o paranteză acum, apropo de și eu sunt surprins de apropo de aceasta, fac o paranteză, am avut ocazia la un în cariera mea la un moment dat și am predat, să zicem, cursul
cursuri de management în niște structuri militarizate, să le numim așa, corect, și am fost surprins în realitate de calitatea oamenilor și mai ales a celor de conducere, a managerilor. Așa că de asta vorbim de surprinzător că s-a lucrat atât de mult și de bine. Dar vorbiți foarte bine, cred că sunteți convingător, puneți mult suflet și se vede că din prezentare s-a văzut că orice cuvânt care l-a scris în teză, îl cunoașteți, l-ați muncit și știți despre ce vorbiți. Și asta este de apreciat. Este într-adevăr, se vede că este o contribuție importantă a dumneavoastră, însă revenind la cercetare, spuneam că ați încercat să faceți prea multe. Adică de la partea de pildă în capitolul 5, la partea de analiză clasică, pe bază de chestionare, într-adevăr, în care ați vrut să descoperiți care sunt deficiențe, iar și din punct de vedere al comunicării mai ales, pentru că, uitându-mă în chestionar, am văzut că, mai ales elemente de comunicare, ați avut acolo, da, la modul în care funcționarii din serviciul public de evidență a populației comunică, de fapt, cu ceilalți, cu cetățenii, și ați făcut-o la analiză clasică, urmând cu aceea în celelalte capitole, chiar să mai faceți fel de fel de alte analize, pornind chiar de la exemple concrete. În capitolul 6, de exemplu, mie mi s-a părut că ați încercat să faceți așa o analiză ca la, eu știu, ca un cadru didactic, de exemplu, sugerind niște întrebări și niște posibile răspunsuri și cum ar fi răspuns sau care este răspunsul. Chiar petiții reale, răspunsuri și... Corect, corect. Că tocmai asta era. Deci tocmai asta era. Ați luat exemple practice și după aceea corect și după aceea analizând facea dumneavoastră, dacă a fost să corect sau nu răspunsul respectiv. Asta spuneți, ați încercat foarte multe modalități de analiză. Am înțeles foarte bine ce ați făcut acolo, la fiecare întrebare, observația dumneavoastră, poate cuvinte, dacă s-a răspuns și, mă rog, criticând sau validând răspunsul respectiv. Asta spuneam exact ca un cadru didactic, când analizează ceea ce au răspuns ceilalți. Bun. Dar toate acestea arată, până la urmă, efortul dumneavoastră de a face și a surprinde cât mai multe din aspectele dumneavoastră și pentru a arăta cât mai multe din ceea ce ați acumulat. După aceea și cu acel cod la care spuneați că vreți ca să deveniți, să fiți implicat până la urmă în redactarea lui, e de preferat și eu cred că oamenii care au ceva de spus și au expertiza necesară trebuie să fie implicați. Din păcate nu se întâmplă întotdeauna așa. Cu atât mai mult cu cât am văzut că aveți, într-adevăr, și v-ați și citat, în teză, cărții din făcutele dumneavoastră, din punct de vedere profesional. În final, mă rog, selectând niște propuneri și niște aprecieri pe care dumneavoastră le aveți asupra managementului resurselor umane din sistemul, din cadrul serviciului de evidență a populației. Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut. Chiar cred că acum v-am cunoscut, dar din modul în care ați expus și din teză, chiar cred că sunteți o persoană extrem de serioasă și că ceea ce faceți sau când vă amați la o muncă, vreți să o faceți cu mare rigurozitate. Este bine însă uneori ca să sintetizați și să canalizați, să focalizați mai mult pe un subiect, dar pe de altă parte, este de apreciat efortul pe care l-ați făcut și să arătați toate aceste elemente de cercetare. Eu cred că partea de cercetare este deosebit de consistentă la dumneavoastră în această teză și s-a confirmat ceea ce ne spunea domnul profesor, că aveți extrem de multe analize cu cazuri concrete. Vă felicit așadar pentru aceasta. Vă doresc în continuare să vă implicați și să puneți la fel de mult suflet în a perfecționa elementele manageriale din activitatea dumneavoastră, să o faceți cu la fel de mult patos, însă în mod constructiv. Apropo de faptul că chiar dumneavoastră ați spus că veniți cu foarte multe critici, chiar dumneavoastră ați spus în prezentare, veniți cu foarte multe critici. Este bine, însă este bine ca să fie constructive, să găsim soluții și să fim în mod constructiv, să nu ne cramponăm. De aceasta, evident că probleme, ca să vă citez iarăși, România e o țară a problemelor. Așa că probleme există în permanență, dar probleme există în permanență, trebuie să știți să găsim soluții să le implementăm. Pentru că sunt din lumea noastră,
și azi am avut onoarea să fac parte din o comisie a lui Buzoi. Buzoi, că trebuie să numesc dumneavoastră pentru aceste două sosieri. Dacă nu v-aș fi cunoscut acum, putându-mă pe teza de naturizat, mi-am dat seama că e cam urmăsă și că trebuia din punctul meu de vedere situat altfel. Ascultându-vă acum și cunoscându-vă, am dat seama că la dumneavoastră, mai departe, trebuie să vă simt împreună cu teza, să vă cunoască lumea, pentru că dacă vă teza singură, cu siguranță, cu ceilalți o să spună, e o teza extrem de voluminoasă. Vă vedeți puțin rând pentru modul în care ați prezentat lucrarea. Într-adevăr, se vede că sunteți pasionat, exact ca și colegul dumneavoastră, că vorbiți cu suflet, vorbiți bine, și că ați spus suflet în această cercetare și probabil de aceea ar trebui să spuneți cât de multe puteți, și să are și tot teza și revoluminoasă. Cu asta ar fi trebuit să o mai sintetizați puțin, că era mai bine. Mulți văd puțin cu ce. O teză doctorală, din punctul meu de vedere, cu un fir logic extrem de bine conturat, mi-a plăcut foarte mult că ați venit cu foarte multe exemple practice și o cercetare extrem de riguroase, cu concluzii pertinente, plus că încheiați această cercetare cu acel ghid, care este un instrument, eu sunt un instrument de lucru, care ar trebui difuzat și cred că cadrele de conducere care gestionează aceste procese ar trebui să țină cont de succesele noastre. Și dumneavoastră vă spun că cred că uitați în aceeași școală doctorală trei teze din același domeniu, la un an aproape diferență, țin minte că erați în sală cu colegul dumneavoastră de la Baia Mare susținut. Era undeva biblioteca, da? Dânsul a mers mai mult pe o parte tehnică de culegere și unirea unor baze de date, dumneavoastră ați tratat problema din o altă perspectivă. Eu cred că lucrurile puteau fi complementare și uitați, trei teme în acea zonă puteau să aducă, să spunem, idei constructive și putea să schimbați ceva la acest domeniu. Cred că ar trebui să luați legătura și cu colegul respectiv și la nivelul Ministerului de Interne să veniți cu un set de propuneri pentru a schimba ceva, astfel încât noi toți să reușim să ne obținem aceste pașapoarte permise, certificate de naștere, botez, mult mai ușor, fără să ne supărăm pe dumneavoastră și dumneavoastră pe noi. Am spus că am și o întrebare. Și eu vă spun, nu știu, am tot auzit. Și profit de dumneavoastră astăzi și vă întreb ce înseamnă acel buletin biometric. Ce informații ne dă? La ce ne ajută? Și de ce nu? Trebuie să-mi schimb și actele acum. Sunt convins că un asemenea pașaport o să-mi fac. Ce este nou este bun. Nu ne ferim să avem lucruri noi. Să călătorim mai ușor. Trebuie să mai stăm la cozi. Cu riscul de a ști cineva cine suntem și cum suntem. Vă felicită dumneavoastră pentru această teză. Conducătorul științific. Și din punctul meu de vedere, n-ar trebui să vă opriți aici. Aveți un dar, puțin elau, de a vorbi și a scrie. Și folosiți-vă acest dar. Pentru că e păcat să nu vă multiplicați ideile care le-ați controlat în această cercetare. Bineînțeles, cu o formă mai simplă. Vă mulțumim, domnule profesor. Domnule profesor universitar, doctor Ion Bulgaru, a transmis înainte de dumneavoastră un referat privind aprecierea tezei dumneavoastră de doctorat, s-a referit la impactul potențial al rezultatelor și măsura în care teza aduce contribuții substanțiale la cunoaștere, la originalitatea și caracterul inovativ, la măsura în care ați utilizat metodele și metodologiile de cercetare și în care rezultatele, măsura în care rezultatele prezentate în teza au fost publicate. Ținând cont de toate aceste aprecieri, cu privire la importanța temei abordate și la modul în care a fost realizată, domnul profesor consideră că autorul tezei de doctorat, domnul Adrian Drăgu Tănase, merită acordarea titlului științific de doctor în științe economice, domnul management și semnează. Înțeleg că acum vom avea o a doua parte care va dura două minute de întrebări și răspunsuri. Da, chiar răspunsul. Nu, încerc și în două minute. Este o vorbă, spune că nu poate să se exprime în două minute, pentru că este capabil de crime mai mare. Dacă în două minute pot să... Da, mulțumesc frumos. Au fost două întrebări. Cer două răspunsuri scurte.
prima actul biometric de identitate, deja avem toate parte din regulile înainte, se dorește a fi un act de identitate în care sunt tot elementele, sau tot rândul de chestiuni. Sunt aici atât elementele clasice de identitate a persoanei, numai prenume, CNP, domiciliu, da? Cât și un microchip. Sunt două forme prevăzute astăzi de act biometric de identitate. Un microchip și cu toate datele de stare civilă incluse, plus amprentele a două degete și imaginea facială. Cât există a doua formă cu microchip doar pentru a fi, pentru că acest act de identitate biometrică are și facilitatea de card național de sănătate. Dacă o să mergeți la teză, o să vedeți, apropo de corelarea dintre instituții și dintre politicile publice, am făcut cardul național de sănătate, am investit 40 de milioane aproximativ, cu niște cititoare și întreg sistemul, știți să mai blocați sau nu știu ce. Rezultatul fiind, la ce folosește această la ce folosește? Care... Astăzi se spune că el ar fi mai sigur, mai greu de falsificat. Dar nu e o motivare convingătoare, că am spus că exemplele statistice oficiale, este falsurile sunt relativ puține. Deci doar falsificare? Deci sau... pe faptul că este mai sigur, că are și, se poate folosi și semnătura electronică, facilitatea de card național de sănătate, semnătură electronică și autentificarea anumite sisteme ale Ministerului Administrației și Interne. Deci se vrea un panace universal, dar mie e greu să cred, m-am luat și concluzia, văzând cât de greu merge, că se va întâmpla atât de repede acest proiect și din motivele pe care le-am văzut. N-avem bani, dar cu el circul mai repede, fără să stau la coadă, mă duc și scanez și trec peste... Dacă el fac și alte lucruri, cred că merită, dacă doar pentru pașul. Nu, și va fi și un cost mult mai mare. Astăzi, de exemplu, a dispărut și taxa de 5 lei, un act de identitate, o carte de identitate de 7 lei. Cu 7 lei merge în toată Europa, Uniunea Europeană. Ăla va fi cel puțin 150, poate 200 de lei. Are valoritatea mai mică, 5 ani de zile, nu 10, ca cel de astăzi. Deci eu văd o balanță, încă lucrurile sunt departe. 5-10. Da, deci vor fi costuri mai mari și nu sunt convins nici eu din sistem că este cea mai bună opțiune. Asta pe întrebarea pentru dumneavoastră, pe răspunsul la întrebarea dumneavoastră, pentru domnul profesor, e foarte greu să fiu, dar nu e foarte greu să fiu obiectiv pentru că sunt polițist. Doar cu unul care vorbește mult și bine, după cum ați afirmat dumneavoastră. Este una, am explicat în teză, la cultura organizațională, este o nouă cultură organizațională care se creează din împletirea celor două categorii de personal. Funcționarii primăriei, care au venit după noi în acest sistem, și polițiștii. Dacă de la polițiști luăm pregătirea profesională, rigoarea, atenția, iar de la funcționari luăm, de exemplu, deschiderea către cetățean, serviabilitatea, bunăvoința, bunul simț, diplomația, cred că poate ieși o struță, o cămilă, dacă doriți, dar în sens pozitiv. Un alt fel de funcționar în cadrul acestor servicii, care poate deservi mai bine interesele superioare al cetățenilor. Acum o să trec la mulțumiri, dacă în data de 27 ianuarie 2016, la Centrul Internațional de Conferință al Universității Valahia din Târgoviște. Comisia de doctorat, numită prin decizia rectorului numărul 14 din 13.06.2016, în urma susținerii publice, a dezbătut teza de doctorat a domnului Tănase Adrian Relu, intitulată Contribuții privind perfecționarea managementului resurselor umane în serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor. În urma dezbaterii, membrii Comisiei de Doctorat au hotărât să-i se acorde titlul de doctor în domeniul fundamental științe economice, domeniul management, acordând următoarele calificative. Profesor universitar dr. Mohamad Sharad, conducător științific foarte bine și semnează. Profesor universitar dr. Ion Popa, referent oficial foarte bine și semnează. Profesor universitar dr. Octavian Cosmin Dobin, referent oficial foarte bine și semnează. Profesor universitar dr. Ion Bălgaru, conform referatului, foarte bine, și subsemnata în calitate de președinte, foarte bine. În urma voturilor exprimate, Comisia de Doctorat a hotărât acordarea calificativului foarte bine și urmează semnăturile membrilor Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte puțin emoționat, dar onorat de prezența dumneavoastră. Și țin să acord în fiecăruia din suflet mulțumirile care îi se cuvin. În primul rând, domnului profesor universitar doctor Sharad de față, care sub acordul lui mare competentă, onestă,
corect am putut să duc la bun sfârșit acest proiect doctoral. Vă mulțumesc. Domnului profesor universitar dr. Cucuimăl, care lipsește din păcate de la această susținere, dar care m-a ajutat și dânsul enorm în acest demers științific. Îi mulțumesc și sper să ne vedem mai târziu, să-i transmit direct aceste mulțumiri fiecărui membru al comisiei, doamnei profesor dr. Delia Popescu, mulțumesc frumos, domnului decan de la SE, Iuhus Popa, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, chiar sunt onorat de ele și e mare lucru că sunt parte din comisia mea. Buzunarul nostru de față, domnul Dobrin, pentru că se pare că sunt mai mulți oameni decât credeam de ștențe la buzunar. Mii de mulțumiri. Colegilor care au asistat și m-au suportat atâtea minute să se convin că mă pricep la domeniul pe care l-am abordat. Domnului Felix Golba, care lipsește și el la București de pe drum și distinsei sale soții de față la Luca Golbac, că sunt doi prieteni de suflet și le mulțumesc că m-au încurajat în acest demers. Și colegilor mei, domnul Petru Cristi, domnul Pleșa, venit aici de față sub ordonație, că încă nu m-au prinșat în acest moment la susținere teze de doctorat. Nu în ultimul rând, pentru ultimele pot fi și cele mai importante. Mamei mele, îi mulțumesc că a venit. Mulțumesc și eu că... Soției mele că mi-a acordat 2 ani de weekenduri doctorale pe care a trebuit să fac tot acest monstru de teză și alte lucruri. Îmi semne acolo mai puțin. Da. Erau 500 și ceva și da. Să vă mulțumesc în soție. Domnul Petrescu, Costin de față, prezent și tuturor celor care într-o formă sau altă au avut încredere că pot să duc la bun sfârșit acest demers. Mulțumesc tuturor!